propriu este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Fiecare stat, legile noi ordini mondiale, dar fel încât să nu se producă mișcări de masă, deci oamenii să nu simtă impactul acelor legi, încât să se producă niște revoluții în țările respective. Deci să se implanteze niște legi care nu vor crea mișcări mari de mase și nemulțumiri și ca din anul 2021 începând să se aplice legile efective toate, țările fiecare să fie puse, dar Domnul vorbește mie despre România, mie mi-a vorbit despre România și o voi adresa exact cum a vorbit Domnul despre România. În anul 2021 se va aplica efectiv legea și va fi o singură biserică și o singură posibilitate să fii posesor a tuturor drepturilor din țară, acceptând microchipul. Până atunci se acceptă microchipul din bunăvoință, organele de stat, organele militare, poliția, tot ceea ce înseamnă are post de răspundere, de responsabilitate politică. Da. Sau militar. Și, dar până atunci, pentru că ăsta este un cuptor extraordinar de mare prin care va trece omenirea, cei care sunt slabi și nu poate să treacă prin această încercare, Dumnezeu îi pregătește, îi curățește și îi duce acasă. Tocmai din pricina faptului că știe că nu sunt apt și nu sunt rezistenți la un asemenea cuptor. Domnul a arătat o lucrare și a zis așa, că văzătorii erau pe ziduri și au văzut venind de departe o mare negură, un mare pericol și au coborât de pe zid. Și Domnul a zis așa, pentru că ați coborât de pe ziduri să vă puneți viața la adăpost, judecată a fost făcută, moarte pentru totdeauna. Ne aducem aminte din cuvântul scris al Dumnezeu despre cel cu un talent care a îngropat talentul. Domnul a zis că a luat talentul, el a dat altuia, iar el a fost aruncat afară unui tepânsul și scrâșnirea dinților, atenție pentru cei care sunt, au darul și nu folosesc darul. Și a zis că despre ceilalți care sunt slabi și nu pot să treacă prin acest mare cuptor care va veni, Domnul îi curățăște, îi pregătește și duce acasă. Că despre ceilalți, și Domnul vorbește acolo, mi s-a adresat mie, că despre ce? Te voi întări, îți voi oțeli vasul, îți voi cântări măsură de credință și vei intra în cuptorul acesta mare. Cum a fost Șadrac, Meșac și Abednego, au intrat în cuptor încălzit de 7 ori, acest cuptor va fi încălzit de mult mai multe ori, dar așa cum s-a întâmplat cu Șadrac, Meșac și Abednego, care a ieșit, fără să li se întâmple nimic, tot aceștia care vor intra în acest cuptor mare, nu li se va întâmpla nimic, pentru că ei sunt solii nehotărâți de mine să intre în necazul cel mare. În acest necaz cel mare se întâmplă niște lucruri. România va fi țara care va da norma de martirizați, care vor păti cu viața credința lor în Hristos. Dar să luăm de la început. Ce se întâmplă în clipa când sunt aplicate aceste norme legale? O parte din pocăiți care au avut pocăința bobului sec. Deci este greu, are boabă de greu, dar boaba este seacă. Doamne Iisuse!
ceilalți care trebuiau să fie protejați au fost luați de Domnul acasă și Domnul va folosi niște cum să spun eu, situații naturale, niște conflicte naturale sau niște manifestări naturale ale naturii, uh-huh. Și va lua foarte mulți acasă. Uh-huh. Foarte mulți, frate, că vor muri mulți și nemântuiți, nu-i treaba noastră, că ea deja judecata lor este făcută. Dar ce e rânduit de Dumnezeu să ia acasă, ea trece prin boli, prin suferință, ia acasă, dar îi va lua într-o suprafață sau într-un număr mult mai mare, prin niște situații care vor fi, se vor întâmpla în România, naturale, în care vor muri foarte mult sau vor trece de viață foarte mult frate, surori, copii, toți, care sunt rânduiți să plece. Pentru că timpurile care vin sunt timpuri potrivnice celor care sunt frate. Cei care rămân în continuare, este aplicată această lege. Ce se întâmplă când este aplicată legea? Să continuăm cu cei care au acceptat microchipul. Au zis că ei poartă credința în inima lor, că ei îl iubesc pe Dumnezeu și îl pot lauda pe Dumnezeu în biserică. De ce să fugă ca nebunii prin păduri, când ei, Domnul știe că poartă credința în inimă și dacă au microchipul, dar ei vor cânta în biserică, vor lauda pe Dumnezeu în biserică, pot foarte bine să stea cu pace și cu liniște în biserică, că nimeni nu-i necăzește. Se vor recunoaște foarte mulți păstori care au cumulat averi mari și nu își pot dezlipi inima de averile lor și acceptă microchipul din pricina aceasta. Și s-a arătat începutul unui cazului. Cei care nu acceptă microchipul, li se confiscă proprietățile toate. Conturile bancare, drepturile salariale, pensia. Orice a avut personal îi se confiscă. Orice ar avea în posesie. Și rămâi în proprietatea ta, în casa în care zice să ai fost proprietar, ca și chiriaș. Dar dacă trece un om pe stradă, un vecin, poate fi un om care n-a muncit o viață întreagă. Dar are microchipul pus pe mână și dacă îi place de casa ta, ți-o poate lua și tu ai să iei o sacoșică și trebuie să pleci. Unde? Unde poți să pleci? Decât cauți pădurile, munții, pădurile, e locul în care te poți refugia să te pui la adăpost. Ți se ia dreptul de cetățean. Deci ești o persoană de categoria a doua și care poți fi oricând omorât, oricând ți se poate lua viața, pentru că nu ai valoare. Da. Înțelegi? Da, da. Satana nu va accepta niciodată ca tu să fii o persoană nesupusă regimului său. Da. Pentru că anticristul va fi la putere și atunci toți cei care au acumulat averi, conturi, case, apartamente, afaceri, conturi bancare foarte bogate, au foarte multe construcții, multe mașini în proprietate, oamenii aceștia vor rămâne pe gubași sau au alege. Ori vând acum ce au prea mult, mai mult decât le trebuie, și dă pâinea pe ape, sau investește în împărăția lui Dumnezeu, cum? Îngrijându-se de săraci, de săraci de existențe, Domnului, de văduve și de orfani, și nu își vor pierde răsplata, sau rămân cu inima legată de avere, pentru că inima este prea legată de avere și nu se poate dezlipi de ea, și atunci la răpire rămân pe pământ, pentru că dacă n-ai inima dezlegată de pământ, se zice așa, cine iubește pe mamă, tată, fiu, fică, sau o situație, mai mult decât o avere, o afacere, mai mult decât pe mine, nu este vremnic de mine. Mine. Și cine se leapă de mine din pricina unui lucru oarecare, mă voi lepăda și eu înaintea tatălui meu. Și a început prigoana și la un moment dat o soră care avea copii mulți n-a suportat să-i audă de copii plângând de foame și s-a dus singură să își pună microchipul ca copiii să aibă mâncare. Vai de mine. Da. Deci vine o încercare atât de grea și numai dacă ești tare în puterea Duhului Sfânt și ești întărit de Duhul Dumnezeu, poți să treci în acest cuptor. În aceasta am început să povestesc că există martirajul este de două tipuri, martiraj cu
viața retezată, vei muri, și noapte era pe picioare, adică s-o poți toate greutățile, toate poverile, toate cuptoarele, toate loviturile, toate acestea, până când vine Iisus. Ce se întâmplă în acest, în această perioadă? Va fi o perioadă de lepădare, care va veni din Europa, lepădarea aceasta, sau mai degrabă din Germania, cum a zis Domnul, el ne-a vorbit printr-un vis, dar să mă întorc puțin din povestire. Biserica aceasta care există la ora actuală este o biserică apostată sau lepădată mai degrabă. De ce? Ea nu este construită pe temelia apostolilor și prorocilor. Dacă ar fi construită pe temelia apostolilor și prorocilor, n-ar exista cale largă, cum a zis, e o cale largă și o cale îngustă. Pe cale largă merg majoritatea, da. Și vedem că bisericile sunt lumești, firești și drăcești, și pe calea îngustă sunt foarte puțini, sunt foarte puțini care merg pe ea. Atunci biserica aceasta este așezată cu temelia pe pământ. Da. Și nu este conform Întâia Corinteni, capitolul 12, versetul Dumnezeu, și Dumnezeu a rânduit în biserică. Acea rânduială nu există în bisericile actuale. Corect. Biserica actuală este un păstor care este șeful, care taie și spânzură, și un comitet ca la sindicat și partid, comitetul bisericii. Așa ceva nu există în modul organizatoric al Bisericii lui Hristos. Hai. Dacă păstorul comitetul e conduce biserica și trag sporile în biserici, atunci Hristos nu este stăpân Domn Soiet, el stă în afara bisericii. De ce? El a fost crucificat în afara cetății. De ce? Când cetatea era păcat. De ce nu stă Hristos în biserică? În marea majoritate a lui. Pentru că în biserică este păcat, Duhul Sfânt este alungat afară, nu este acceptată lucrare de descoperire pentru că sunt păcate. Și atunci nu au nevoie de Duhul Sfânt, nu au nevoie de Hristos. Hristos, sunt mulți care nici măcar nu așteaptă pe Hristos să vină, pentru că o duc prea bine. Să vinirea Domnului înseamnă necaz, suferință, răpirea averilor, înseamnă moarte și nimeni n-are nevoie. Nu știu dacă am auzit în câte biserici am fost, să auzi pe cineva să spună, vino Doamne Iisuse. Că zice cum apostolul Pavel, grăbiți venirea Domnului. Grăbiți vinerea Domnului. Nimeni nu așteaptă la ora actuală să vină Domnul. Deci nu această biserică este mireasa aceea lui Hristos care îl așteaptă pe Domnul să vină îndrăgostită din el. Această mireasă, biserica a miresii, este ridicată în necazul cel mare. Și merge gând după Biblie. Spune cuvântul lui Dumnezeu că despre un vier care și-au tocmit oameni să lucreze în vie. Și la ceasul al 11-lea merge și găsește în piață și la gardul niște oameni și îl întreabă, dar pe voi nu v-a tocmit nimeni? Nu. Și ea și trimite în via lui la lucru. Înțelegi? Da. Ei, aceștia sunt ultimii care vor forma mireasa și zice cuvântul. Cei din tâi vor fi cei din urmă și cei din urmă vor fi cei de tâi cum? Cei din tâi vor fi cei din urmă. Dragostea celor mai mult se va răci. Dar la actuală a bisericilor. Dragostea